FDA urmărește ca marile companii să revizuiască medicamentele și vaccinurile anticovid într-un timp cât se poate de scurt pentru a genera un răspuns împotriva tulpinii Omicron. Liderul suprem al talibanilor a cerut guvernului printr-un decret să protejeze și să respecte drepturile femeilor din Afganistan. Măsurile ar viza căsătoriile forțate, fără să fie menționat dreptul de a munci, de exemplu, sau dreptul de a studia. Toyota își propune ca până în 2030 jumătate din gama de modele să fie cu emisii zero, iar până în 2035 compania va vinde în Europa numai mașini electrice. Apple pregătește o ediție specială pentru căștile AirPods, una transparentă. Momentan este în faza de prototip, însă primele imagini au apărut pe internet. Emma Răducanu și nătătorul Adam Peaty, campion olimpic la Tokyo, au câștigat premiile pentru cei mai buni sportivi ai anului acordate de Asociația Jurnaliștilor de Sport din Marea Britanie. Știi!